Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Agenda Publică. Doamnelor și domnilor, alături de mine în studioul Informația TV se află doamna Ana Maria Biriș, care și de această dată va reprezenta societatea civilă. Bună seara și bine ați venit, doamna Biriș. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Domnul Vasile Ciocan, consilier județean PSD. Bună seara și bine ați venit, domnule Bună Ciocan. Bună seara, mulțumesc. Și domnul Adrian Albu, consilier local PNL. Bună seara și bine ați venit. Bună seara tuturor. Doamna, domnilor, dacă ne uităm peste știrile de astăzi, nici nu știm cu ce să începem sau ce să discutăm. Să vorbim despre noul partid al domnului Marian Vanghelie și despre congresul la care ne spune domnul Vanghelie că va reuși să adune 6.000 de delegați, să vorbim despre declarația domnului Vasile Blaga, care susține că dacă erau numiți politic, mulți miniștri plecau de mult. Doamna Biriș, care subiect vi se pare mai interesant, mai senzațional? Eu vă propun să lăsăm partidul domnului Vanghelie până după congresul, la care s-a lăudat că va aduce 6.000 de membri. Nu o să-i numărăm noi pe toți 6.000, care însemna să ne pierdem vremea inutil, dar așa ca o curiozitate, mă rog, modificarea legii de înființare a partidelor permite domnului Vanghelie împreună cu soția și cu soacra domniei sale să înființeze un partid. Acum rămâne de văzut dacă mai sunt suficienți admiratori de domniei sale în sectorul 5 pe care să-i aducă la acest congres. Dar nu cred că este un partid care va avea vreun impact deosebit. Probabil că îi trebuie un vehicul electoral. Cred că poate să candideze, nu are o sentință definitivă. Este doar în, este doar cercetat. Cu niște interdicții de mișcare, niște grade de libertate de mișcare diminuate. În schimb, declarația domnului Blaga mi se pare un subiect căruia eu i-aș acorda un pic de atenție, în sensul că mi se pare, din păcate, o nouă greșeală a unui lider PNL, pentru că... N-ați greșit. Mă rog, nu se poate. Am vrut să fiu un pic mai riguroasă și să denumesc partidul în care este copreședinte, pentru că nu face decât să întărească impresia generală, și anume aceea că nu avem lideri politici naționali de anvergură. Dacă domnul Blaga spune că un guvern format din miniștri, un guvern a cărui principală sarcină a fost să gestioneze treburile țării pe o perioadă de un an, să organizeze două tururi de alegeri cât mai obiectiv, pentru că se presupune că un guvern neregimentat politic poate face asta într-o mai mare măsură decât ar face guvernele politice, că practic asta a fost esența desemnării premierului Cioloș și a tipului de guvern pe care l-a propus dumnealui. Și acum vine să ne spună domnul Blaga că un guvern care nu răspunde la amendamente politice, la comenzi politice, sau miniștrii care nu răspund la comenzi politice, nu au de ce să se afle în fruntea țării, nu? Cam așa ne-a spus, că dacă ar fi fost numiți politic, acești miniștri ar fi fost schimbați. Nu văd altă explicație decât faptul că, mă rog, miniștrii vor fi ei cei mai competenți. Poate că am fi vrut să avem pe Superwoman și Superman miniștrii să facă reforme care nu s-au făcut de 25 de ani, să ne dea o lege a salarizării unitare a bugetarilor, așa cum ne-o dorim și despre care se vorbește de mulți ani, de pe vremea guvernului PDL și guvernului Boc, și încă nu o avem, și acest guvern trebuia să o scoată din pălărie în câteva luni, să fie negociată și cu sindicatele și rezolvată, ca să dau un exemplu. Și în tot acest timp, Parlamentul, din care și domnul Blaga cu onor face parte, să voteze tot felul de... Să nu voteze. Da, să voteze năzbâtii și să, prin nevotare, prin adoptare tacită, să treacă niște legi cu impact bugetar consistent.
Doamna Biriș, eu spun că ar trebui să discutăm amândouă subiectele, pentru că probabil amândouă vor avea repercusiuni asupra scenei politice. Dacă domnul Blaga, domnule Albu, este atât de supărat pe unii miniștri sau probabil pe întreg guvernul, de ce nu propune o remaniere sau de ce nu introduce o moțiune? Acum, eu vreau să departe de mine gândul de a-l apăra pe domnul Blaga, pentru că ar fi multe de spus în legătură cu prestația celor care ne conduc nouă partidul astăzi, Partidul Național Liberal. Dar aș vrea să vă spun că există o accepțiune destul de larg răspândită în lumea politică în România și nu numai în România, care, prin care este de dorit ca un guvern să fie politic și un partid să fie și un ministru sau miniștri din acel care compun acel guvern să fie dar ca excepție niște persoane neafiliate politic. Și asta nu neapărat se poate interpreta, nu o să vă supărați deloc pe mine dacă vă spun cu puțină reavoință, se poate interpreta că nefiind o persoană desemnată politic nu răspunde la comenzi politice, dar interpretarea care există în accepțiunea comună a celor care ne conduc, indiferent de partidul din care provin, este faptul că atunci când aparțin unui partid politic, miniștrii și inclusiv premierul își asumă un program politic, dacă îl asumă mai bun sau mai rău, își asumă niște măsuri care au până la urmă și la urmă un impact politic în zona electorală, evident, din acest an. Cam așa ar fi o altă fațetă a exprimării domnului Blaga. Cam așa s-ar putea spune. Să-mi susțineți până la urmă punctul de vedere în cu totul altă. Pe de altă parte există, nu știu, ar trebui să fii un atent observator al activității guvernului ca să-ți dai seama dacă prestația întregului guvern și a membrilor care îl compun, în afară de domnul Cioloș, care este foarte vizibil, dar restul nu sunt deloc vizibili sau fac niște declarații uneori surprinzătoare, de nedorit pentru un om care are o poziție nu, de genul ăsta. Nu, Achim Irimescu, ministrul agriculturii, n-a fost destul de vizibil, domnule Albu, atunci când a povestea de salamul, până a făcut o declarație, bani duși cu camioanele. Până a făcut o declarație care este, din punctul meu de vedere, surprinzător de aproape de realitate. Adică dânsul, de la înălțimea scaunului pe care îl ocupă, a dat glas unor nemulțumiri care există. Eu lucrez în comerț, adică activez în comerț, nu contează anume ce anume comercializez, dar activez în comerț și există niște prețuri de multe ori surprinzătoare care apar în rețelele internaționale, s-a mai auzit, s-a mai scris de multe ori despre aspecte care au legătură cu exprimarea domnului ministru de agriculturii. În ce privește povestea cu camioanele și cu banii transportați cu camioanele, evident exprimarea este doar eufemistică, dar cineva spunea sau undeva printr-un ziar spunea că sigur domnul ministru știa el ceva de povestea asta cu Panama, cu offshore-urile, pentru că la scurtă vreme n-a mai apucat unii să-l contrazică prea tare sau să îl aprobe prea tare, pentru că la scurtă vreme a izbucnit acest scandal și ar fi multe de spus despre aspectul ăsta. Dacă ne rămâne timp, vom... Aș vrea să spun și eu o vorbă despre tovarășul domn Vanghelie. Pe mine mai puțin mă interesează că el va strânge sau nu va strânge 5.000 de oameni. Mai puțin mă interesează că el va strânge nu știu câte voturi, partidul ăla va intra sau nu va intra în Parlament, în Consiliul Local sau Consiliul Municipiului București, că aceste aspecte chiar puțin mă interesează. Dacă aș fi să fiu rău, așa că mă uit cu coada ochiului la domnul Ciocan, aș spune că păi dacă tot s-a atomizat partea dreaptă a eșichierului politic, într-un fel sau altul, el s-a mai încercat cu agulere, acum iarăși ne trezim într-o situație de relativă atomizare,
Păi să se mai atomizeze. Știți cum e chestia cu capra vecinului? Să mai moră și capra vecinului de pe partea stângă, așa. Mai, să se mai împrăște și aia pe acolo. Că aia sigur n-or fi de la noi care merg să îl voteze pe Neavanghelie. Dar atât poate aș vrea ne spune domnul frază, Ciocan, dar... Nu, atât aș vrea să spun. Dar altceva mă interesează pe mine sau altceva aș vrea să subliniez. Tupeul nemăsurat al acestui individ și al altora care sunt alături de dânsul și fac parte dintr-o categorie de animale politice care reușesc să câștige voturi sau să primească voturi în România cu o brăznicie ieșită din comun, cu o lipsă de bun simț, cu o lipsă de cultură, cu nu am destule cuvinte neplăcute în vocabular ca să mă refer, deși au fost și momente în care i-am apreciat clar viziunea și chiar inteligența primară și nativă a domnului Vanghelie, dar aș vrea să spun că, nu știu, cum am putea noi să scăpăm de indivizii ăștia? Cum am putea noi să scăpăm de fauna asta colorată din viața noastră de zi cu zi, din viața politică cu atât mai mult? Trebuie să începeți să vă faceți curățenie în propriile partide. Doar am aruncat o întrebare în neant, așa. Domnule Ciocan, poate ne spuneți dacă domnul Marian Vanghelie, partidul domnului Marian Vanghelie, reprezintă un pericol pentru PSD? Eu nu cred că reprezintă un pericol, dimpotrivă, cred că e un pas spre curățenie. Problema, din punctul meu de vedere, este următoarea. Toți se plângeau cei de pe dreapta că stânga e unită. Acum, hai să fim și noi divizat. Poate că, până la urmă, va trebui și noi să parcurgem etapa asta de a ne aduna împreună pentru a fi și mai puternici decât suntem acum. Vanghelie e unul dintre cei care, având probleme cu legea, având probleme cu moralitatea și cu alte lucruri care n-ar trebui să aibă nicio legătură cu politica, a găsit o variantă prin care poate și pentru a scăpa, să zicem, de așa zisele criterii de integritate pe care partidele le-au pus în fața tuturor și pe care le respectă sau nu le respectă, a găsit varianta asta de a-și crea un partid. O să fie o surpriză pentru toată lumea, chiar dacă doamna Biriș spunea la un moment dat că s-ar putea să fie puțin prin partidul ăla. Este o anumită parte a electoratului bucureștean și mă refer aici inclusiv în sectorul acesta pe care dumnealui l-a administrat atâția ani, ușor de influențat, de cumpărat, cu o mai puțină pregătire pe care s-ar putea să-l adune în jurul lui și să realizeze ceva, dar ceva care... Numai de aceea vă întrebam, domnule Ciocan, dacă partidul domnului Vanghelie reprezintă un pericol pentru PSD. Să ne reamintim că în 2003, atunci când Marian Vanghelie a fost dat afară din partid de Adrian Năstase, domnul Vanghelie a câștigat în 2004 alegerile locale ca independent. Apoi partidul s-a grăbit să-l recupereze, l-ați preluat pe domnul Vanghelie. Acum, dacă reușește domnul Vanghelie să adune 6.000 de delegați, probabil va deveni din nou un pericol pentru PSD. După ce iasă primar, nu înainte. Eu aș spune că nu reprezintă niciun pericol. Dacă, și singurul argument pe care l-am acum, pentru că n-a demonstrat și n-a fost timpul să demonstreze ceva, sunt sondajele acestea care există la acest moment. Nu ne duc prea mult în jos, mai ales că sondajele s-au făcut în special pe București. Așa că n-am scăzut deloc prin plecarea lui Vanghelie sau a altor foști colegi de-ai noștri în alte partide sau creându-și alte partide. Părerea mea este că nu, trebuie să ne sperie, dimpotrivă, cred că ar trebui să mergem mai departe în a face curățenie, nu numai noi, și în celelalte partide, astfel încât cei care rămân să fie mult mai valoroși și cu o capacitate mai mare de a influența, de a rezolva, de a câștiga și așa mai departe. Aș vrea și eu, foarte pe scurt, să vorbesc puțin despre partea cealaltă, guvern tehnocrat, vot politic. Încă din prezentare, când ne-ați făcut prezentarea, ne-am situat
unii de o parte, eu cu domnul Albu ca politicieni, doamna ca reprezentant a societății civile. În discursul dumneavoastră a susținut sau susține un guvern tehnocrat. Eu cred că merg mai mult pe linia domnului Albu în ideea de a susține totuși un guvern politic. Asta pentru că democrația, esența democrației până la urmă înseamnă votul politic. Votul pe care îl primesc partidele, partide care la rândul lor au proiecte, au programe pe care nu le pot, pe care nu le pot pune în aplicare decât cu un guvern propriu. De aceea guvernul tehnocrat poate reprezenta o soluție pe scurtă durată, de moment, atunci când politicul este în criză profundă. Asta dar este momentul. Asta este momentul. Anul 2016. Păi asemenea momente nu mai avut. Și parcă nu mi se... Nu știu cum nu? Să vă spun. Poate că ar fi fost momentul nu și acum 15 ani. Da. Ar fi fost de mult mai. N-ai existat o flacără. Acum ceva. N-ai existat o flacără. Ba, din potrivă, numai că nu se întâmpla nimic. Lucrurile chiar mergeau mai bine puțin decât au mers înainte. Și aici cred că sunteți de acord că sunt suficiente argumente în acest sens. Cu toate acestea s-a întâmplat, a fost acest eveniment nedorit care a generat și a creat premizele plecării unui guvern și instituirii, sau mai bine spus, numirii unui nou guvern de tehnocrați. Cu toate acestea, și responsabilitatea politică nu este la nivelul celei pe care o are fiecare ministru într-un guvern politic. Dacă oricare din miniștri, să nu uităm, sau să dăm exemplu domnului ministru rus, a făcut o gafă, a plecat. Ministra Justiției a făcut o gafă foarte mare, dau un exemplu, și n-a care plecat. A fost așa de mare? Dreptatea este un vis. Păi, ministrul Justiției afirmă că dreptatea este un vis? Nu. E un drept fundamental. Nu, asta a fost afirmația și oricum mi se pare că întăriți mă rog, pe cei care au scos total din context ceea ce a spus doamna ministru Prună. Eu nu deci știu. Nu... Despre ce context este vorba, dar eu am auzit păi dacă eu. Dacă nu știți spunând. Despre ce context este vorba... Nu, a spus vorba... exact așa. A spus. Fiecare interpretează cum vrea, ca să nu discutăm despre alte gafe făcute de către alți miniștri care n-au niciun fel de responsabilitate. Nu i-a pus eu acolo da. Și nici partidele o să știe. Păi, tocmai, deci eu doar subliniez faptul că responsabilitatea unui ministru politic este mult mai mare. El pleacă urgent în momentul în care face asemenea gafe. Nu se pune problema. Și reacția mass media a fost cu totul alta față de gafele făcute de miniștri din guvernele politice. Eu aș vrea să fac un comentariu la chestiunea asta, mai ales pentru doamna Biriș, ca să mă înțeleagă foarte bine. Sigur că mi-ar place și mie ca orice cetățean de rând să fiu reprezentat la nivel central de niște persoane, hai să nu le zic eu chiar ideale, dar măcar cinstite, civilizate, așa. Curate și dacă se poate chiar și competente, să se și priceapă la ceea ce... Nu, eventual. Nu, poate chiar ordinea nu contează, aici a fost aleatorie cum mi-a venit. În general, nu m-aș duce eu chiar până în Grecia să văd ce a fost cu democrația inițial, dar cu esența democrației, dar cam asta e toată povestea aici. E vorba de un guvern asumat politic. Există exemple destul de multe. Eu v-aș putea da câteva exemple și de la PSD și din guvernul domnului Tăriceanu și poate și ulterior, în care anumite persoane au fost numite miniștri de către primul ministru validate de Parlament și ele nu erau membre în partidul care deținea frâiele acelui guvern, PSD, PDL, PNL la vremea respectivă, dar au fost niște persoane asumate politic. Adică dacă prestația acelei persoane, femeie sau bărbat, asta mai puțin contează, dacă prestația acelei persoane nu a fost cea dorită și dacă s-a mai apucat să facă și declarații controversate, să le spun așa, oprobiul a căzut pentru asupra persoanei cu pricina, dar a primit un minus în sondaje, probabil ar fi de dorit să fi primit un minus în sondaje și organizația politică, partidul politic care l-a impus acolo sau care și l-a asumat pe respectiva persoană. Cam așa mi se pare mie că ar fi recomandabil. Dacă ne întoarcem la momentul noiembrie, putem spune cu extrem de multă sinceritate că într-un moment în care din diverse motive
nu le știm noi ăștia de aici, de la capătul țării, de la unde se agață harta în cur, dar din diverse motive au fost semne foarte clare că principalele partide, cele două din România, nu prea mai vor să-și asume guvernarea. S-au zbătut atât, dar nu prea vor să-și asume. Pe care le cunoaște. Nu chiar pot și eu să explic de ce a vrut domnul Ponta să plece de acolo. Ar trebui să o spună cu gura dânsului. Oricum, el nu o să o spună. Degeaba așteptăm că nu o să o spună. Nici eu nu știu să spun de ce ai noștri n-au... Ai noștri nici nu prea reușeau să ajungă la guvernare în momentul respectiv. Dar, în fine, nu prea au dorit să-și asume guvernarea. Ne dorim să-și asume guvernarea, au răsuflat ușorați când au apărut alte persoane, au ridicat mâinile câte au avut la îndemână ca să-i voteze și să scape de o grijă. Așa. Pentru că urma o iarnă grea, au urmat și noi suntem deja în acest an, în urmare suntem așa, un an 2016 în care se vor pune în aplicare pe parcursul a unui întreg an niște măsuri de majorare salarială, adică niște cheltuieli pentru bugetul de stat, care sunt indicii că sunt destul de greu sustenabile de bugetul național. Și atunci toată lumea se... Și vedeți că și în acest moment, în pofida faptului că avem un viceprim-ministru care a fost până la urmă senator PSD, a fost și membru PSD, nu știu dacă a fost sau nu a fost, dar a fost, dacă a fost senator a fost și membru, da? Și sunt și anumite persoane, adică președinta Partidului Național Liberal face declarație publică, îl invită pe domnul prim-ministru să fie membru în PNL. Dar nimeni nu vrea să-și asume niciun fel de, niciunul dintre miniștrii cu pricina, cele două partide pe care noi doi le reprezentăm aici, nu vor să-și asume nici guvernarea, nici vreun ministru ca atare. Și cu atât mai deplasate mi se par afirmațiile domnului Blaga. Amintiți-vă că totuși în noiembrie anul trecut aveam liderul național al PSD-ului condamnat în primă instanță. Deci era partidul care putea să-și asume guvernarea în continuare cu lider național condamnat. PNL-ul s-a dat deoparte pentru că n-avea cum să asigure majoritate că UNPR-ul bascula. UNPR-ul deja avea un lider în cercetare penală, dacă mi-aduc bine aminte, deja avuseseră loc evenimentele care l-au avut în centru pe domnul Oprea. Deci, până la urmă, acest guvern tehnocrat a venit, cum să vă spun, oarecum ca o soluție, ca o ușurare pentru clasa politică și ca o soluție, care însemna o trecere decentă peste acest an electoral, în condițiile în care partidele care au acordat vot de încredere acestui guvern și-ar fi menținut, hai să nu zic neapărat verticalitatea, dar cât de cât să respecte ceea ce au votat. Au votat un buget într-o anumită formă și au votat un guvern într-o anumită formă. Au început apoi să facă tot felul prin tot felul de modificări legislative mai vizibile sau mai tacite, cheltuieli fără acoperire în bugetul național. Sigur că replica primului ministru tehnocrat a venit cât se poate de fermă. Probabil că putea să fie un pic mai diplomat, dar a fost mai mult ferm, a spus, a apăsat ce avea de spus. Nu. Și atunci... Doamna Viriș, problema este asta următoarea. Spune, a apăsat ce are de spus primul ministru, dar cei din Parlament votează legi. Și guvernul este obligat să le pună în aplicare. Deci aici, guvernul acesta a venit ca o șansă pentru partidele politice. Le-a dat un an timp să-și facă curat, să-și scoată penalii din rândul întâi, să mai cearnă pe cei pe care doreau să îi păstreze, să-i scoată în față la legile locale și parlamentare. Deci a venit ca o șansă pentru ei. Eu personal, de exemplu, să-l nu contest. Să-l sabotezi în acest mod înseamnă să fii inconștient, că de fapt nu guvernul tehnocrat, oamenii ăia probabil că n-ar avea o mare problemă dacă până la urmă o moțiune de cenzură i-ar trimite acasă. Nu cred că ar fi un capăt al carierei lor și nu cred că am auzit de situații în care să ajungă la deznădejde. Partidele trebuie să vadă acest an și acest guvern ca o șansă pentru un
timp de respiro pentru a se reforma. Și atunci de ce vine liderul PNL să spună asta? Sau de ce vine liderul PSD care odată la două săptămâni își aduce aminte că ar putea să introducă moțiune de cenzură dacă să nu se întâmplă nu știu ce? Eu cred că... Dacă nu se majorează salariul minim pe economie... Dacă nu, tot felul de... Partidele își încearcă să își pună în aplicare programele lor. Și forțează guvernul. Fără niciun fel de logică. Așa a ajuns și grecii. Care sau nu are logică? Așa a ajuns și grecii. Care sau nu are logică? Eu vreau să spun că un guvern apolitic este vulnerabil. Eu nu contest momentul că trebuia un guvern politic, apolitic, acum un guvern de tehnocrați. Nici eu nu susțin că România ar trebui să fie condusă a la loc de un guvern de tehnocrați. N-am susținut în niciun moment chestia asta. Doar am dorit să subliniez, poate n-am fost suficient de clară, că mi se pare o ipocrizie enormă din partea domnului Blaga. Pentru că nu pot să cred că n-a înțeles. Cred că fiind într-o precampanie electorală, n-a reușit schimbarea domnului Tăriceanu, nu le-a reușit schimbarea domnului Tăriceanu de la Senat, deși ar fi fost un lucru bun pentru națiunea asta, ca o paranteză și este părerea mea umilă, au încasat lovitura aia, mai încasează și altele și atunci au vrut să iasă cu o declarație. S-a trezit vorbind, scuzați-mă, nu găsesc nicio explicație. Eu am o explicație legată de chestia asta. Este posibil ca de jos în sus să se pună presiune pe liderii politici de la nivel național. Și ei vin acum în fața propriilor membri și reacționează în felul ăsta tocmai pentru a demonstra că de fapt ei nu sunt dezinteresați și nu s-au predat așa ușor unui inamic care nici măcar nu există sau unui adversar care nici măcar nu există. Doamna Biriznase, ca persoană mai puțin implicată politic, cum vedeți decizia acestui guvern de majorare a salariilor într-un an electoral? Dar eu nu știu la care decizie a guvernului vă referiți. Ordonanța de urgență care va fi dată în mai va fi salariul 1250 de lei brut. Păi asta a fost o condiție. Mulțumesc. E o condiție ca să... A fost o condiție pentru ca PSD-ul să îi ipoteze, ca să se iasă din criza politică care a existat la sfârșitul noiembrie, începutul decembrie. Să nu vorbim doar de majorarea salariului minim, să vorbim de decizia aceea a guvernului de majorarea salariilor bugetarilor de la... din august, adică din 1 septembrie vor primi salariile majorate. Eu cred că și asta a fost una din măsurile pe care și le-au asumat în acea schiță de program de guvernare cu care au intrat în Parlament. Eu cred că asta a fost o reformă a sistemului bugetar, atât pe planul sub aspectul salarizării, cât și sub aspectul organizării, ca să folosesc un termen acoperitor. Deci asta a fost o chestiune pe care și-au asumat-o atunci. Că atunci când PSD oferea astfel de majorări salariale, se spunea că sunt pomeni electorale. Acum, dacă un guvern tehnocrat majorează salariile, nu sunt pomeni electorale? Eu nu știu dacă întotdeauna atunci când a fost un element asumat în programul de guvernare a avut la toate guvernele un termen. Eu nu mi-aduc aminte să fi fost programe de guvernare atât de riguros întocmite în care se spună până la data de vom face și atunci când s-a vorbit de pomeni electorale, au fost lucruri despre care nu era vorba în spațiu public până la un anumit moment și hop-top în perioada premergătoare a alegerilor se punea pe tapet subiectul cu soluție, acordarea de fonduri. Aici, acum, fără să mă erijez în avocatul acestui guvern tehnocrat, că nici nu pot să ne asum... majorare din august nu s-a vorbit până acum, doar acum s-a luat această decizie. Asta este vorba de o asupra... parte din funcționarii publici. Eu insist nu asupra vor beneficia de această majorare. Sper că nu mă înșală memoria, dar eu așa mi-aduc aminte că în schița aceea de program de guvernare pentru care au fost criticați, că a fost o,
un program extrem de sumar și așa, acolo a existat... Nu a existat așa ceva. Se vorbea de, într-adevăr, de legea salarizării bugetarilor, dar nu în formă aceasta. Există un prag asumat de guvernul Ponta, care a fost mai mic decât acel prag și vrea să ajungă la acea sumă, nu mai știu să vă spun, 1150, de la 1 ianuarie. Guvernul domnului Cioloș a supralicitat, asta s-a întâmplat în decembrie, în discuțiile cu domnul Dragnea. Eu chiar îmi pun întrebarea, okay, ce ar fi făcut domnul Dragnea și implicit PSD-ul dacă domnul Cioloș ar fi spus, bă, eu nu vreau să le majorez, mie nu mi se pare sustenabil, eu nu pun în aplicare chestia asta, demiteți-mă. Exact, exact aceeași reacție putea să o aibă și liderii mele, pentru că haideți să ne lămurim, tocmai pentru că este vorba de un guvern tehnocrat, măsura pe care o ia nu poate fi asumată de niciunul din cele două mari partide politice din România, de asta nu putem numi pomana electorală. Dar beleaua este oricum. Nu, eu am o explicație. Problema o luăm toți în buget. Nu, eu vreau să vă întreb de ce nu se rezolvă odată pentru totdeauna salariile bugetarilor? De ce trebuie să rezolvăm întotdeauna prin ordonanțe de urgență și doar unei părți? De această ordonanță de... Doamna Stella, în spirit de glume. Poate fi de încălcită. Domnul Albu, invitații care au venit prin studioul Informația TV ne spuneau că există o astfel de lege a salarizării din perioada guvernării Boc și că această lege n-a fost pusă în aplicare nici măcar o zi. Cine a citit-o și cine se pricepe, n-are decât de ce n-a fost, de ce n-a fost, nu am citit-o. De ce n-a fost îmbunătățită acea lege? Dacă este atât de greu, dacă este atât de greu de făcut o altă lege. Doamna Stella, simplu de înțeles, în fiecare an electoral au existat asemenea legi. De ce să strice regula guvernul Cioloș? De ce bine, să nu... da, guvernul Cioloș nu vine să acorde un avantaj niciunui partid politic. Care este partidul care... Guvernul Cioloș care... vine probabil sub presiunea partidelor politice și promovează asemenea lege. Este... Deci, singur. Nu, ce Partidul Național Liberal nu-și dorește mărirea? Doamna Nanță de urgență oricum nu este acceptabilă. Dacă rezolvă parțial problema salarizării bugetarilor, din punctul meu de vedere, oricum nu este acceptabilă. Că este dată de guvernul Cioloș, că este dată de un alt guvern. Până la urmă, dar pomana electorală nu o putem numi. Nu este acceptabilă. Domnul Albu ne spunea cum doamna Alina Gorghiu îl invită pe premier în PNL. Tot domnul Albu ne vorbea de domnul Dâncu, vicepremierul care a făcut parte la un moment dat din PSD. Apoi vreau să vă aduc aminte sau să vă spun că această lege sau această ordonanță va fi aplicată din septembrie, exact în campania parlamentarelor. Iată că... lovește două ținte, una... Îi ajută partidele mari, nu? Și... ajută și PSD-ul și PNL-ul. Bine, am înțeles oare. Și în același timp își creează popularitatea. Este o pomană electorală. Guvernul ăsta dorește să meargă mai departe. Domnul Ciocan, este pomană electorală această majorare? Păi dacă e să luăm fiecare an electoral, ne-am obișnuit cu ideea că se dau asemenea legi. Nu cred că o putem numi pomană electorală. Dar de binevenită este binevenită și acceptată de către toată lumea. Sigur. Asta e important. Evident. Știți ce am fi putut noi vorbi, dar am fi avut nevoie de măcar de o parte din discursul domnului Sărescu, la care eu am multe rețineri la prestația domnului Sărescu în ultimii ani de zile și multe lucruri de comentat, pornind din postura unuia care l-am apreciat aproape... în totalitate am apreciat și prestarea și prestația și activitatea, dar așa cu jumate de ureche am auzit astăzi, am înțeles că a rostit un scurt discurs în care și-a exprimat nemulțumirea. Evident are el o problemă cu legea dării în plată, care nu-i clar cu ea, încă nu-i gata, dar e o încurcătură majoră. Mai nou, mereu nemulțumit. Bun, dar vorbește despre posibilitatea și cineva trebuie să spună și aceste lucruri. Dacă niciunul din cei care fac politică la nivel înalt nu-i capabil să-și asume așa ceva, cineva trebuie să o spună, pentru că până la urmă repercusiunile vom trage cu toții. M-ați înțeles? Și aia care sunt la guvernare, și aia care nu sunt, și aia care au fost, și aia care o să vină. Și oamenii de rând le vor trage, până la urmă vor plăti scump
pomenile care le-au primit. Știți cum e? Mai bine să nu-ți dea nimic, nimeni nimic pe gratis, că tot ce e pe gratis e scump, de fapt, așa se spune. E vorba de faptul că deficitul bugetar s-ar putea întâmpla să se apropie de o cifră de minus 4%, ceea ce va fi foarte mare. Este mult peste minus 3. Ceea ce este mult peste minus 3, care ni se părea, și la un buget care se pare că va fi în creștere în cursul acestui an, pentru că totuși economia a crescut cu vreo 3,5%. Cu plus cu minus anul trecut la sută și anul ăsta va mai crește cu X procente, nu e clar, până nu o să le vedem. Prognoza este cel puțin de atâta, dacă nu de 4%. Un deficit ne poate îndrepta într-o situație destul de neplăcută și vedeți, aici discutăm despre niște chestiuni pe care oamenii de rând nici nu vor să le înțeleagă, nici nu le înțeleg și nici nu prea vor să le înțeleagă, unele sunt destul de complicate. Suntem într-o situație economică globală, în momentul de față, suficient de interesantă. Teoretic, privit așa la o privire scurtă, exterioară, lucrurile merg foarte bine, economiile mai cresc peste pe unde mai cresc, chiar dacă nu cu multe procente, dobânzile sunt la niște niveluri de nemai întâlnit, de neînchipuit, de jos, de mici. Banca Centrală a Statelor Unite, Banca BCE, Banca Centrală Europeană a injectat sute de miliarde, peste 1000 de miliarde de euro la noi, nu mai știu cât a fost în America, acolo s-au cam oprit, au injectat bani în economie în speranța că vor reporni motoarele economiei și roțile se învârt cumva. Există teoria și presimție, adică nu e niciun fel de presimție, e o teorie de ciclicitate economică care spune că după o perioadă de creștere vine automat o perioadă de scădere. Nimeni nu știe să spună cât va fi aia de creștere și cât va fi aia de scădere. Lumea încă mai vorbește de criza în România. Criza a trecut de mult. Credeți-mă, criza a trecut de mult. E o prostie să mai vorbești domnule de criză. Domnule Albu, vreau să vă spun că... Dar noi nu vorbim despre lucruri de genul ăsta. Noi informația TV are în fiecare miercuri o emisiune economică, acolo se discută aceste subiecte, nu noi aici discutăm, nu spuneți așa mai ceva, domnule, că nu aveți de unde și să știți. Și lumea se uită la cancanul politic. Se uită lumea la emisiunea economică moderată de colegul meu Mihai Ghenceanu, noi aici facem politică, discutăm despre politică, despre vorbim, politicieni. Pe dumneavoastră aș vrea să vă întreb dacă guvernul Cioloș este executivul de care are nevoie România în acest moment? Da, e foarte grea întrebarea asta. E foarte grea întrebarea. Departe de a fi un critic, departe de a fi... Ne-am situat pe o poziție de a lăuda, de laudă la adresa acestui guvern. E greu de spus dacă este ceea ce ne dorim. Am senzația că, fără să mă trezesc eu să-i pot critica, pentru că nu sunt în postura, cu sinceritate spunând, să evaluez activitatea unor miniștri, dar am senzația că nu este ceea ce ne dorim în noi, în România. De fapt și de fapt, știți cum e? Din păcate, toate ponoasele unei guvernări pică pe capul unor miniștri. Dar ministerele alea sunt pline de sute și sute de oameni, dacă nu de mii de oameni, nu mă refer la cei descentralizați, ci la cei care sunt prin București, care sunt niște dinozauri ai schimbării. Nu-i se poate schimba nimeni de acolo, sunt unii care i-au uitat Ceaușescu pe acolo și acolo sunt și astăzi, și alții care sunt de neschimbat. Poate că am mai spus, dacă nu, mi-aduc aminte de o discuție în care o doamnă care a fost pusă de noi în urmă cu niște ani de zile directoare la doamna Vulciu, directoare la Spitalul Județean, îmi povestea despre faptul că tot umblând pe la minister pe acolo, nu mai știu ce, vroia pentru spital ceva. Și domnul Nicolaescu, ministru asumat de PNL, ministru membru de PNL, da? Ministrul Sănătății. Și ăla i-a dat ok-ul, nu știu, a discutat cu dânsul despre ce e vorba, nu era o chestie personală, era pentru spital și era o directoră de un departament acolo din minister care se ocupa de problema respectivă. Și când s-a dus cu dosarul pe care domnul ministru scrisese acolo cu mâna lui că să se facă, se la vorbește prostia, nu știe ce spune. M-ați înțeles? Și exemplul ăsta pot continua dacă ar mai spune și alții. De ce? Pentru că doamna știa sigur că e acolo, uită Dumnezeu până la pensie, pe când ministrul vine și pleacă. Ei, cu oameni care vin și pleacă, nu se poate face politică. Nu se poate face politică cu un guvern de un an, nu se poate conduce țara cu un guvern de un an. Se poate conduce țara cu un guvern care intră în al doilea mandat. Nu
se zbate și nu e în stare să ducă la capăt un mandat. Nu se poate conduce o țară cu miniștri care se schimbă de 3 ori în cursul unui mandat. Se poate conduce o țară cu un ministru care stă 8 ani, de exemplu, acolo, sau mai mulți. Noi, una din necazurile pe care noi le avem este că nu reușim ca un partid, oricare ar fi acest partid, să-și poată asuma măcar două mandate parlamentare. Două mandate și de guvernare. Care ar fi cauza pe care o identificați? Cauzele sunt mai multe, nu e una singură. În afară de calitatea miniștrilor propuși. Nu, ele nu are legătură asta cu calitatea miniștrilor. Eu cred că are legătură. Competența acelor miniștri trebuie să aibă legătură, pentru că nimeni nu schimbă un ministru bun după un an de mandat. Mai ales când îl schimbă propriul partidul care l-a asumat sau al cărui membru este. Dar e un lucru, e un fapt care s-a întâmplat, așa e sau nu e așa? E un fapt care s-a întâmplat. Da, dar... Acum, cauzele le putem... sunt multiple. Sunt unii care poate nu vor să-și asume ceea ce partidul îi impune să facă și preferă să plece. Sunt și asemenea situații să-și dea demisia. De fapt, acum se vorbește, s-a vorbit în toamnă foarte mult și foarte frumos. Nu erau flori afară, acum mă uit că au înflorit copacii tare frumos, era ca și florile de cireș din Japonia, cum era asta toamnă, în noiembrie, decembrie, cu curățirea, cu pleacă toți aia care n-au ce căuta în politică și așa mai departe. Ce să vă mai spun? Edenul, nu mai era nimic de zis la chestia asta. Și, în schimb, toată lumea spune că, da, să vină alții în politică. Păi eu vă întreb așa, în limba română, cu subiect și predicat, de unde mama sărăciei să vină alții? Că ăia care ar putea, într-adevăr... De la Bruxelles. Nu de la Bruxelles, nu vreau să ironizez nici pe ea. De unde să vină? Cei care ar putea să fie, sau sunt capabili să facă o prestație din punct de vedere profesional, rezonabilă sau foarte bună. Fuca de dracu, m-ați înțeles? Așadar, domnule Arbu, guvernul Cioloș nu este executivul de care are nevoie România în acest greșită, moment? N-am zis nici că este, nici că nu este. Nu pot să vă spun acum dacă e bun sau dacă e rău. E un pic mai într-un cont de umbră stă executivul ăsta. Dacă nu putem spune acest lucru cu certitudine, eu vă propun să trecem la sondaje. Nu știu dacă cât sunt de relevante în această perioadă sondajele, dar totuși aș vrea să vorbim despre sondajele realizate la nivel național. Au apărut astăzi în presă rezultatele unui sondaj în scop. Cum vi se par aceste rezultate, dacă le-ați văzut? Dacă nu, vreau să vă spun, PSD are 38% în creștere față de noiembrie anul trecut, când avea 36,3%, PNL are 37,2%, în scădere față de noiembrie, de la 40,1%. Apoi următorul partid este ALDE, la 5,3%, în creștere față de noiembrie, când avea 4%, urmat de Partidul Mișcarea Populară cu 5,1% în creștere și el față de noiembrie, de la 4,4%, și UDMR 5% în scădere față de noiembrie, de la 5,2%. Diferența dintre PSD și PNL, PSD 38, PNL 37,2%. Vreau să vă spun o chestiune. Cel puțin din punctul meu de vedere, doamna Gorghiu a făcut o greșeală. Făcând invitația aceea publică domnului Cioloș. Invitația aia, dacă putea să o facă în particular, să-mi invite la o cafea la partid sau unde vreți dumneavoastră și să-i o spună în particular, în sensul în care să fie câțiva oameni de față, evident, nu se facă astea între două persoane. Chestiunea este că PSD-ul în acest moment încearcă să atribuie acest guvern PNL-ului și ca întotdeauna mașinăria de propagandă e destul de bine unsă și reușește într-o oarecare măsură și există pe de altă parte o doză, n-aș zice neapărat de nemulțumire, dar așa de nepăsare față de acest guvern care nu este compus din niște persoane care nu sunt deloc vizibile, poate atunci când fac o declarație, după care se întorc înapoi undeva în anonimat acolo, în zona cenușie. Și atunci este foarte posibil ca această scădere în procente să vină și din legătura
mai mare sau mai mică pe care o are sau pe care încearcă unii să o atribuie între PNL și acest guvern. Pe de altă parte, cu certitudine, prestația persoanelor care ne conduc nouă partidul este un motiv de nemulțumire înăuntru partidului. A fost și făcut public doar de o singură persoană, dar au mai fost și alții. Vocile nu sunt atât de sonore uneori, dar din motive care vă las să le gândiți singuri, atare, dar există această nemulțumire. Și atunci este foarte posibil ca această, să zicem, scădere, dacă vreți dumneavoastră, că așa ați numit-o, să vină și din această cauză. Așadar, vi se par eu personal, dacă aș fi încercat să-l schimb odată pe domnul Tăriceanu și n-aș fi reușit, n-aș mai fi amenințat că vreau să fac chestia asta și făcut-o doar în momentul când știu sigur că pot să o fac. Am, știți cum e? Dacă ți-a dat unul un picior în cur, te mai duci să mai dea unul și după ce ți-a dat unul, te mai duci să mai dea unul public, ca să nu te lași pe gubaj. Asta se numește masochism politic. Nu se poate așa să faci chestii de genul. Sunt niște greșeli. Sunt niște greșeli. Mi-asum opiniile. Sunt niște greșeli. Nu se face chestia asta. De aici, de acord cu doamna Biriș și de acord și cu alții că domnul Tăricean ar trebui schimbat. Pe de altă parte, pentru din multe motive pe care nu vreau neapărat să le detalez aici și pe asta o spun cu jumate de gură, pentru că am o tristețe mare în mine. Probabil că ar trebui să vă spun că domnul Tăricean a fost mulți ani de zile, hai să zicem, după domnul Stolojan, care n-a mai făcut parte din partidul meu, ba chiar ne-a trădat, dar a rămas o persoană pe care eu am apreciat-o, la fel și domnul Tăriceanu. Prin pașii politici pe care i-a făcut domnul Tăriceanu, a scăzut mai mult, a scăzut sub zero. De asta e părerea mea, în aprecierea mea. Sunt un cumul de factori, sunt mai mulți factori care contribuie la această scădere. Pe de altă parte, vedeți, mai există și ceva sondaj care l-am văzut săptămânile trecute, în care opinia unei mari, largi părți a populației era că țara nu se îndreaptă într-o direcție bună. Mai e o chestie așa foarte generală, așa foarte greu de punctat, dar există o nemulțumire latentă a multor oameni în țara asta cu privire la tot ceea ce se întâmplă. Domnul Ciocan, cum ați caracterizat dumneavoastră acest sondaj sau ce părere aveți? Sunt verosimile rezultatele? Aceste măsurători, din punctul meu de vedere, au importanța lor. Ele se realizează periodic. Sunt o oglindă, până la urmă, a capacităților politice a fiecărui partid. Însă, de fiecare dată, trebuie analizat acest sondaj sociologic și tras concluzii și acționat în consecință. Din punctul meu de vedere, cred că avantajează PSD pentru că este în creștere, dezavantajează PNL pentru că este în scădere. Motivele pot fi, le accept pe cele pe care le prezenta domnul Albu, în sensul că fără să realizeze Partidul Național Liberal își asumă oarecum guvernarea sau indirect. Eu am zis că PSD-ul încearcă să acrediteze ideea că acest guvern este asumat de PNL și, din nefericire pentru noi, reușește destul de bine. Surprinzător, cu toate problemele pe care le-am avut, trebuie să recunoaștem PSD-ul, n-au dus lipsă nici alte partide, dar cu toate problemele, totuși suntem în creștere. Asta demonstrează că partidul are forța necesară pentru a câștiga alegerile. Sigur că dacă această creștere vom interpreta-o și ne vom culca pe o ureche, nu o să fie bine. Dar dacă vom munci în continuare în ideea în care să realizăm lucruri pe care le așteaptă electoratul de la noi, s-ar putea să avem succes în alegeri. Doamna Biriș, dacă luăm de bun acest sondaj, am putea vedea sau am putea spune că doar 5 partide vor intra în Parlament după alegeri. Nici alea 5 nu vor intra. Da. Cred că este puțin cam devreme să facem o astfel de apreciere. Aș completa motivele pe care le-a enumerat domnul Albu ca și, mă rog, o argumentare a
scăderii PNL-ului, faptul că totuși PNL-ul este asociat cu președintele Iohannis, a fost președintele Iohannis, provine din PNL și din păcate genul acesta de președinte care e foarte atent nici măcar să nu atingă limitele constituționale ale mandatului, să se găsească în interiorul lui și care mai are și această prestație publică, o personalitate de profesor sfătos, pentru că atitudinea pe care o are în ieșirile publice a rămas aceeași, nu și-a corectat-o, în afară de zâmbetul pe care îl afișează mereu, n-a avut nicio realizare pe care să o... A avut realizări, a făcut lucruri bune, dar nu le-a exploatat, nu le-a transformat în evenimente publice, care, pozitive, care să fie asociate cu imaginea lui, și cred că și asta a influențat ușorul declin pe care îl are PNL-ul. Pe de altă parte, eu cred că la PSD, ceea ce este puțin în plus și, tendința de creștere, trebuie căutată în votanții UNPR-ului, cărora li s-a dat cu măciuca în cap și acum nu mai își nu caută... Nu știm câți votanți are UNPR-ul. Nimeni păi nu totuși, știe câți votanți totuși, are. Și de unde au venit? Păi, totuși UNPR-ul era în sondajele anterioare. Avea membri în Parlament, avea membri în Parlament. Dar era UNPR-ul este în scădere, acum nu mi-am notat în ce scădere, înseamnă dar era UNPR-ul după este era undeva UNPR-ul, la 1,2%. UNPR-ul, la un moment dat, mi-amintesc, la sfârșitul anului trecut, era bine, era spre 10, nu? Nu, avea 10 în Parlament, mai mult de 10. Nu, în sondaj. În sondaj, atunci... 6-7. N-a avut niciodată. Mă rog, probabil că nu mi-am dat silința să rețin procedurile UNPR-ului. Recunosc și așa că probabil că aveți dreptate, dar știu că la un moment dat, când domnul Oprea ne tot povestea de un milion de membri și de interesul național, atunci stăteau excepțional în sondaje, erau atât de plini de entuziasm, de ziceai că vor ajunge partid unic la guvernare. Dacă vor rămâne doar 5 partide, până la urmă... Unde-i schimbarea atunci, doamna Biriș? Da. Până la urmă nu s-a întâmplat... Au mai schimbat și șefii partidelor. Mai sperăm să se mai schimbe, știți că mai sunt încă sentințe urmă, de... Trebuie să ne ajute unii, ALDE și UDMR va face majoritate. Până la urmă... Până acum a făcut UNPR-ul. ALDE, UDMR, Mișcarea Populară sunt celelalte trei. Deci diferența dintre PNL și ALDE, următorul partid, este enormă, foarte mare. Enormă, da. Este enormă. ALDE 5,3, PNL 37,2. Dacă îmi permiteți, aș mai vrea numai o secundă, mi-a adus aminte acum, cu puțină răutate politică, că totuși aici suntem membri niște partide. Aș vrea să mai spun o chestiune. Dar să nu fie luate nume de rău. Domnule Ciocan, eu, ca să vedeți să puteți valida ceea ce spun astăzi, nu trebuie să mă contraziceți. Sau puteți să mă contraziceți, dar nu trebuie să fiți de acord cu mine. Apar niște studii de acestea sociologice după votare, în care unii care fac sondaje mai întreabă și pe aia care au votat. Tu cu cine au votat? Ce meserie ai? Câtă școală ai? Și așa mai departe. Ești femeie? Ești bărbat? Ești de la țară? Ești de la oraș? Aia se vede. De unde ești? Îl încadrează profesional și intelectual și socioprofesional și intelectual. Este bine știut că PSD-ul este votat în procent mai mare de către o categorie mai puțin școlită în România de populație, da? Și cu mai puțină școală, pe când PNL-ul are votanți dintr-o altă categorie. Aici putem găsi și aici o explicație, căderea unor lideri importanți de la PSD sau unor persoane importante din PNL cu probleme are mult mai mare impact la cei care au mai multă școală și gândesc mai mult
decât la cei care n-au decât studii medii sau nici pălea, numai ca să fiu foarte sincer, cam așa sună, văzut că zâmbiți, dar politicos. Despre asta este, cam despre asta este și eu vă invit, eu să știți că întotdeauna fac cu mare plăcere, dar niciodată nu le păstrez, o să mi le fac fotocopie să le păstrez peste, pentru că sunt foarte interesante și sunt asumate, deci nu sunt secrete. Sunt asumate aceste cercetări și sunt extrem de interesante. Da. Acum vă las să... Dacă îmi permite să am o reacție, pentru că indirect... Dar e o răutate treaba asta. Nu, indirect am fost atacat. Dar vreau să vă spun ceva. Haideți să plecăm de la doctrină. De ce nu? Noi suntem un partid de stânga, social-democrat, ne adresăm tocmai aceste mase de oameni despre care dumneavoastră vorbiți puțin nepoliticos, că ar fi mai puțin pregătită, pentru că pot să vă enumer oameni în PSD care au suficientă instruire. Și... Într-o proporție mai mare și la noi sunt votați de aia cu 4. De acord. Eu aș spune, de exemplu, că Partidul Național Liberal poate fi votat mai mult de către oamenii din mediul de afaceri, pentru că până la urmă doctrina voastră este doctrina mâinilor libere, o dezvoltare pe propriile puteri a fiecăruia. Nu așa îi se spune, doctrina mâinilor libere. Așa se spune, da. Mulțumesc. Doctrina social-democrată se adresează unei mase mult mai mari de oameni. De acord cu dumneavoastră, ei, din ei fac parte, în primul rând, cei asistați social. Din toate categoriile. Asta este doctrina partidului. O spun cu toată responsabilitatea. Da, domnilor, eu vă... Ați vrut să întrebați ceva, vă amintele. Încheiem acest subiect, să nu jignim electoratul, până la urmă fiecare are dreptul să voteze, până la urmă fiecare are dreptul să-și exprime voința, votul, indiferent că este pregătit sau mai puțin pregătit, toată lumea muncește în țara asta, toată lumea plătește taxe și impozite sau de mai multe ori spre asta sau de multe ori, doamna Biriș, cei mai puțin pregătiți, cei mai săraci plătesc mai degrabă taxele și impozitele decât ceilalți care își ascund banii pe undeva prin paradisurile fiscale. Așa că ar trebui să le dăm dreptul și lor să-și exprime votul. Eu vroiam să vă întreb, domnule Albu, pe dumneavoastră, unde e strada? Acea stradă pe care o auzea președintele Klaus Iohannis, dacă luăm bune rezultatele sondajului. Unde sunt acele partide noi despre care se vorbea în urma tragediei de la colectiv? Doamna, unde este clasa politică nouă? Doamna Biriș, care e cu noi aici în platou, a făcut parte cândva dintr-o structură numită Alianța Civică, da? Inițial. Eu nu mă ocupam cu politica pe vremea aia, ca să fiu foarte sincer, dar am fost un consumator, măcar de presă și de evenimente. Foarte greu se mai coagulează în acest moment ceea ce numim noi societatea civilă. Foarte greu se coagulează și mai mult decât atâta, acolo clar putem spune că vorbim despre niște oameni cu un grad de instruire mai ridicat, care au foarte multe nemulțumiri și foarte multe frustrări cu privire la direcția politică și nu numai politică pe care o are viața din România. Și odată ce a încercat, probabil, foarte greu pleacă oamenii aceștia, vorbesc eu aici, că am și eu destul de multe cunoștințe din acest spațiu, foarte, foarte greu îi poți convinge un om care să facă un pas înainte și să facă o activitate nu neapărat politică, care ar putea să fie interpretată drept politică. De aici până lor li se pare un lucru ieșit din comun să-l duci să-l înscrii într-un partid politic. Și eu îi spun, trebuie să-i arunc o găleată de apă în cap și să-i spuni zero faptul că te-ai înscris într-un partid. Pentru tine, pentru modul tău de a gândi, pentru cum te uiți dimineața în oglindă, e important. Ție ți se pare că e important, dar tu, de fapt, pentru viața ta politică de membru într-un partid, faptul că te-ai înscris într-un partid nu înseamnă mare lucru. Din păcate, nimeni nu te bagă în seamă. În aceste partide politice se duc înainte cei care știu să dea bine din coate, cei care vor cu tot din adinsul să ajungă în față, să fie în lumina reflectoarelor, și asta nu vreau să mai vorbesc, dar poate că altă dată, când sunt mai supărat, o să mai vorbesc. Pentru că, din păcate, numai ăștia reușesc să iasă în față cu o mare probabilitate. Evident,
într-un mare procent, aș vrea să spun. Și atunci, văzându-i pe ăștia care prestează la televizor, mă scuzați acum că vă spun treaba asta, nu vorbim, vorbim de grad de instruire, de mentalitate câștigată prin studiu, prin profesiunea pe care o ai. Un om care are aceste calități și care și-a pierdut niște ani tocindu-și coatele pe băncile școlii, în care nu te duci neapărat să înveți o profesiune, ci să înveți că trebuie să înveți ceva. Despre asta este vorba, despre asta s-a mai vorbit. Și nu merg și lucrează cu diplome cumpărate. Și ce legătură are asta cu strada și cu faptul că președintele nu mai vor să mai fie furați și păcăliți? Oamenii ăștia nu mai vor să fie furați și păcăliți și mințiți. Foarte mulți dintre ei. Poate că se duc și votează și ei. Un anume partid politic, nu contează care, dar nu vor să mai activeze. Foarte greu îi mai convingi să activeze. Și să știți că gradul de insatisfacție și de nemulțumire este destul de ridicat și la nivelul tinerilor. Este destul de ridicat și la nivelul tinerilor. Sunt extrem de nemulțumiți de ceea ce se întâmplă și de cum se întâmplă în România. Evident, în primul rând, din punct de vedere economic sau financiar și nu neapărat din punct de vedere politic, dar pe foarte mulți chiar nu interesează viața politică. Sigur, sunt și unii pe care interesează. Doamna Biriș, un partid nou se poate afirma sau un partid mai vechi se poate relansa astfel încât să depășească acest prag electoral, să poată intra în Parlament, să poată schimba ceva? Este foarte dificil, pentru că atunci când concepi un program politic sau un mesaj politic, pentru ca acesta să aibă impact, în afară de, mă rog, modalitățile de a-l promova, de a-l aduce la cunoștința tuturor, punem asta deoparte, acel mesaj și acel program politic trebuie să fie foarte clar. Ori noi asta nu reușim. De 25 de ani nu reușim în România să facem programe politice clare. Programul PNL-ului să fie un program clar de dreapta. Întotdeauna a avut și măsuri care vizau creșterea nivelului de trai a categoriilor defavorizate și treburi de astea, fără ca măsurile pe partea economică să fie, cum să spun, punctuale, clare și previzionat un termen în care să producă efect. Partidul de stânga, partidele de stânga, la fel, au luat măsuri când a fost în perioada de guvernare, măsurile care s-au luat au fost și măsuri de dreapta, de nu mai știai cine e, da. PNL-ul. Mă rog. Și după ce era mai guvernat cu PNL-ul, au mai luat niște măsuri care aveau cântă de dreapta. Nu, exact, da. Așa este. Deci, în România este foarte greu în acest moment, eu așa cred, ca un partid, doar dacă ar avea un lider extrem de clar văzător, care să aibă acea sclipire de a scoate, cum să spun, 5 idei clare. Cu acele 5 idei clare să aibă impact și să ajungă să le poată pricepe și cei care nu și-au tocit coatele foarte mult pe băncile școlii și cei care au nivele academice câștigate pe bune prin muncă cinstită. Dar întotdeauna simplitatea ascunde foarte multă muncă și foarte mult. E foarte greu să fii simplu. E mult mai ușor să și în exprimare. Așa, și dar în nicio șansă pentru partidele noi până să... Până la urmă, n-aș fi atât de categorică, dar păstrez o urmă de speranță că totuși se va mai completa puțin spectrul politic și cu ceva care să răspundă la cerințele formulate în noiembrie și decembrie de strada de care ați vorbit noastră. E o speranță firavă, dar totuși încă o mai păstrez. Spuneați că președintele Iohannis a afirmat că a înțeles mesajul străzii. A și demonstrat prin faptul că a acordat acest răgaz partidelor politice să își adune mințile, ca să mă exprim în limbaj neacademic. Ori nu s-a întâmplat asta. Principalele partide politice n-au făcut asta. Strada a cerut să se modifice legea de funcționare a partidelor politice, să se înființeze mai ușor partide politice. Ok, se înființează partidul domnului Vanghelie, ca să nu mai vorbim de partide regionale,
trei oameni pot înființa un partid politic. Nu cred că asta este soluția. Cred că... Am și eu o părere legată de înființarea acestor partide. Sigur, mesajul are importanța lui, dar eu totuși cred că în țara asta românească sunt suficienți oameni care sunt capabili să formuleze mesaje. Marea problemă însă este că aceste mesaje să ajungă acolo unde trebuie. Pentru asta trebuie ca orice partid creat să-și creeze structuri. Structuri la toate nivelele, structuri care nu se pot crea de pe o zi pe alta, având în vedere multele piedici care, pe care le ai, printre care cea mai importantă este cea financiară. Și atunci că iată că un mesaj bine formulat, conținut, cu tot ce vrei, nu poate ajunge sau nu va ajunge peste tot, pentru că atunci, într-un timp scurt, să devii un partid care are un punct de vedere. Este și varianta 2, pe care eu o consider mult mai, să zic așa, mai ușor de realizat, schimbare în interiorul partidelor. Și acest lucru se realizează cu mare greutate, dar în interiorul partidului, prin infuzia de oameni valoroși, mai mulți, care împreună să poată schimba ceva în interior, pentru că individual sau un grup mic nu se schimbă mare lucru. Împreună ar putea schimba ceva din interior partidul funcționând, având structuri puternice, având reprezentare la toate nivelele cu mai mare posibilitate de a transmite mesaje, cu condiția ca și mesajele partidelor pe care care funcționează acum și au, să zic așa, mai mare succes pe scena politică, să fie schimbate, să aibă un alt conținut. Eu cred că un partid politic înseamnă oameni adunați în jurul unei idei, în jurul acelui mesaj. Deci, cred că totuși, înainte de a avea structuri, înainte de a avea forță economică, trebuie să existe acea idee. Și oamenii care promovează acea idee, chiar la început, într-un cerc foarte mic și care se lărgește treptat, trebuie să trăiască conform acelei idei. Asta este drama PNC-ului. PNC-ul a avut un mesaj foarte clar, foarte ușor de acceptat de stilul românesc de viață, de societatea românească, numai că cei care de la un anumit moment, după plecarea lui Corneliu Coposu, în evoluție, n-au mai trăit conform acelui mesaj. Era o discrepanță între ceea ce spuneau și ceea ce... Da, doamna Biriș, PNCCD are la ora actuală, conform acestui sondaj, 0,4%. Să revenim la cele două mari partide, care sondajul arată că sunt la egalitate, am putea spune. Vreau să vă spun că la Satu Mare nu stau lucrurile deloc așa, în ceea ce privește PSD și PNL. Chiar, domnule Albu, aveți un sondaj la PNL? Cum stați? PNL Satu Mare. E așa de multe când l-am făcut pe ăla care am și uitat. Asta s-a întâmplat de atunci, l-am și uitat și nu l-am la dispoziție acum, dar este un sondaj, sigur că este un sondaj. Acum toată lumea a făcut câte un sondaj. Din păcate, în momentul, în această perioadă, au fost foarte curioși să sondeze persoane și mai puțin partide, ceea ce eu consider că e o greșeală. Adică și una și alta trebuie făcută. Acum, cu toată bunăvoința pe care am, nu sunt stare să vă spun niște procente care existau în acel sondaj care l-am făcut. Este diferență mare între PSD și PNL? Era oricare diferență între PSD și PNL, în speță în jur de vreo 10%, ceva de genul ăsta. Da, domnule Ciocan? Nici eu nu știu exact de existența. Am auzit discuții legate de existența unui sondaj în care într-adevăr suntem mai sus decât PNL-ul. Se pare că a făcut un sondaj, partidul, așa, lumea tot vorbește de un sondaj al PSD-ului. În ce privește partidul, este cam la egalitate cu cel sondat, adică cu candidatul pentru primărie, dacă vorbim de Satu Mare. Sondajul s-a realizat... Dacă nu ne spuneți procente, să ne spuneți ierarhia, domnule Ciocan. Primul loc la Satu Mare? Primul loc la Satu Mare este Coica, dar... Nu vorbim de candidați, vorbim de partide.
PSD. PSD, da. Urmat de? Nu știu dacă e primul eșeu de mereu. Ca partid, dar ca și lider, ca am partid, înțeles. Nu vorbim de lider, dar nu este de partide. Jos. Da. E undeva în jur de 35, nu mai vreau să acreditez eu cifre de genul. Așadar, domnule Albu, primul loc? Primul loc este ocupat de pe podium, primul loc este ocupat de UDMR în jur de vreo 35%. PSD-ul are ceva mai puțin, măcar eu ceea ce vă spun acum nu o să iasă 100%, m-ați înțeles? Deci nu știu undeva exact cifrele, dar... PSD-ul are în jur de 28, nu în jur de 20. Da. Și restul sunt alții, pentru că nu o să iasă aritmetica. Alții nu înseamnă iasă. ALDE și ALDE, populară? După câte am înțeles, stă foarte confortabil sub 5%. 4 și ceva, așa știu. Da? Dacă am înțeles-o bine și cum vă spun eu, 35 cu 30 65 cu 20 85 și nu prea îmi rezultă mie. Acolo o să ne lipsească niște procente la urmă, așa că de-aia vă spun că ceva nu-i bine la aritmetica asta. Ierarhia candidaților? A, la ierarhia candidaților nu mă... Pentru primăria municipiului Satu Mare. Eu știu că Ciocan? Coica este înaintea lui Kereșcheni cu ceva, cu 1,5%, mi se pare. Deci, Coica, Kereșcheni... Nu știu cine e pe locul 3. În orice caz, acum, nu eu, ca exact. Să fiu sincer, eu știam că Kereșcheni e pe locul 3, dar nu contează. O să le vedem noi peste a, mai aproape de adevăr, ca să fiu foarte sincer. Mai în preajma... campanii o să mai apară, probabil că o să le vedem și prin presă, dar m-aș cam care e locul domnului Horia Andercu în topul candidaților, doamna Biriș? Nu cred că a fost sondat din moment ce și-a exprimat intenția de a se retrage. Domnul Andercu s-a retras abia sondajele acum, nu s-au sondajele făcut, o fi făcute mai demult. Da. Păi, probabil că este o persoană care are o notorietate mare în Satu Mare. Acum, în ce măsură asta se transformă în intenție de vot, mie greu să spun, chiar n-am văzut niciun sondaj. Domnul Andercu reprezenta un candidat redutabil. Acum, faptul că a decis să se retragă, nu știu, mă rog, nu știu dacă... N-am văzut nicio reacție de la Partidul Mișcarea Populară, ceea ce nici mi s-a părut ciudat. Un alt candidat. Da, mă rog, mi s-a părut ciudat că nu au confirmat retragerea, că e puțin... putem să ne mai așteptăm la surprize, mă gândesc că, în mod normal, putea să fie un comunicat al partidului care să... Eu mă turisesc că m-am întâlnit cu domnul Andercu și l-am întrebat răspicat dacă nu se răzgândește și mi-a zis eu în serios, nu face chestii de genul ăsta, de supărat s-a supărat, are motivele lui de răzgândit, nu se răzgândește. Adică nu va reveni deci ca și candidat al Partidului Mișcarea Populară. E o opțiune pe care e o opțiune personală pe care are dreptul să și-o manifeste. Sigur. De ce nu avem un comunicat din partea partidului? Știți cum e, n-am chiar nimic cu oamenii de la Mișcarea Populară, dar eu vă spun de ce n-avem un comunicat din partea partidului. Dar vă pun o întrebare, care partid? Lui cine îl face, nu? Păi nu care mesaj, așa, care partid? În așa, Satu Mare. Ce se va întâmpla cu ALDE? Va renunța ALDE la candidatul pentru primăria municipiului Satu Mare sau va renunța domnul Ștef la candidatura pentru primăria municipiului de Satu Mare? De la înălțimea celor 5% pe care le are în sondaje, cred că a renunțat populația la candidatura domniei eu, sale. Eu, din ce știu, dânsul candidează în continuare la Consiliul Județean. Domnul Ștef. Adică există o alianță între PSD și ALDE? Nu există alianțe la nivel județ. Există alianțe la nivel comune. Din 10 comune din județ vom face alianță cu ALDE. Și atunci cum să preia domnul Ștef președinția Consiliului Județean? Va face ALDE atâtea voturi încât dacă să aibă majoritatea? Domnul Ștef candidează? A domnului Ștef, să presupunem, o susținere de către alte partide, cum ar fi bine, și PSD-ul. Domnul Ștef nu are rezervat locul de președinte. Poate nu, candida sigur, și va fi un consilier județean foarte competent. Adică nu da. Neapărat faptul că va candida cap de listă și poate că, mă rog, nu știu, 5% de ajunge regulă, pentru ca să un consilier partidele județean. De regulă își discută posibilitatea de a candida pentru Consiliu în cadrul Consiliului. La funcție de președinte, de vicepreședinte, se gândesc la acest lucru și chiar îl promovează pe cel pe care doresc să-l scoată în față pentru a candida.
Asta presupune o alianță electorală, nu? Asta presupune. Este domnul Ștef la pro candidatură în Consiliul Județean? În momentul acesta nu există o înțelegere fermă. Deci clar. Dacă, și atunci da. Asta înseamnă că pe ce vă bazați când spuneți că domnul Ștef va va fi susținut? Cine l-a ajut susține? Eu, domnul, înțelegerea. Presupune. Presupune că va exista o înțelegere între PSD și ALDE. Domnul Ciocan se gândește la treaba asta, că probabil că își dorește omul. În admirația domnului Ștef, îl consideră un președinte foarte competent și își dorește. Vreau să vă spun că ce este cert este că s-a discutat și s-a ajuns la o înțelegere privind candidatura pe liste comune la 10 primării din județ. E și primăria Satu Mare este printre nu, ele? Nu. Sunt primării în care cele mai multe PSD nici nu are candidat. Deci, PSD nu are candidat. Da, să vă dau exemplu. Agriș. Păi de ce? Mai sunt și altele. Sunt câteva comune care au o majoritate de votanți de UDMR, unde cu dificultate mare social-democrat, deși da, există persoane defavorizate. Propun să lăsăm partidele care n-au reprezentanți în platou și să revenim la partidele reprezentate aici. Domnule Albu, de ce nu vă vedem la conferințele de presă organizate de PNL? De exemplu, astăzi am văzut o conferință de presă. Domnul Adrian Cosma a susținut o conferință de presă. Nu v-am văzut de mult pe la astfel de conferințe. Conferințele de presă le organizează în general cei care conduc organizațiile, fie județene, fie municipale. Cam asta sunt niște reguli. Așadar, este mai activă aripa PDL decât liberalii? Ei, nu, dar conferința la care dumneavoastră există acolo de două persoane acolo astăzi, nu? Dacă am înțeles eu bine. Da, a fost și domnul Romeo Pop. Romeo Pop face parte din PNL, da? Din fostul PNL. Sigur. Și din fostul PNC da, face din fostul parte. PNL face parte, da. Și din fostul da, PNC. Deci face parte din fostul PNL. Dânsul, în momentul de față de săptămâna asta, este președintele organizației municipale a PNL, doar, adică, unicul președinte. Adică abil atunci prezența la da, conferință. Doamna Biriș, domnilor, vreau să vă spun că la această conferință de presă, domnul Cosma a prezentat lista candidaților pentru Consiliul Local Satu Mare. Vă citesc numele celor care vor candida pentru un fotoliu în Consiliul Local. Domnul Adrian Albu, Cernea Ioan Victor, Crișan Cornel Mihai, Dragomir Tudor, Enătescu Emilia, Feher Doina, Filip Nadia Ana Maria, Haiduc Gheorghe Sorin, Huzău Mihai, Iștoc Augustin, Ivan Simion, Costin Mihaela, Leacu Adrian, Miclăuș Mircea, Mihali Teodor, Pintea Ofelia Ana Maria, Pop Adrian Emil, Pop Romeo Liviu, Pop Sila Ghilucian, Pop Vasile Radu, Șipa Adelița, Stan Gheorghe, Ștefănache Maria, Șuta Alex Octavian, Seikei Camelia, Sila Di Adrian Ciprian, Turda Filip Monica și Zeicu Petru. Vreau să vă spun ceva. Domnul Ciocan, pe câți dintre aceste, câte dintre aceste persoane le cunoașteți? Pe domnul Albu. Eu nu sunt de acord să ne desfințați dumneavoastră lista în platou și în direct, cu sinceritate. Dar nu desfințați nimic. Dacă veți citi și alte liste, tot așa de puțin îi vei cunoaște. Și dacă vă las să faceți treaba asta, dacă îmi promiteți că la fel veți face și cu PSD-ul și cu alții. Dacă îmi promiteți, eu îți vreau să vreau să vă spun că lista nu știam să vă spun eu din cap, că nu sunt în stare să țin minte 28 de nume minte sau 27 câte sunt acolo. Dar vreo 10, puteam să vă spun. Eu am vrut să vă spun și vă spun cu mare sinceritate, lista aia este, dar aia e veche, nu e de acum, e de vreo lună și ceva. E cei cu care s-a închis lista undeva, cu cei care s-au exprimat opțiunea și se va vota o ordine pe lista aia și de acolo vor conta primii
nu știu, cât de Dumnezeu. Văd că sunteți cap de listă, puteți să ne spuneți cineva? Nu, lista în ordine alfabetică. Știm și noi, domnul Arbu, am observat. Dar puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste persoane? Despre toate? Despre unele dintre ele. Cernea Ioan Victor, de exemplu. Da, este un băiat, este președintele Organizației Județene de Tineret, copreședinte, are 27 de ani, este avocat, mama lui a fost tot avocată. Crișan Cornel Mihai. Acolo am o mică problemă. O fi de prin dacă mă lăsați, dacă îmi dați lista, vă spun eu. Să Dragomir Tudor. Da, este un membru mai tânăr, adică e un băiat mai tânăr, chiar foarte civilizat, dar nu știu să vă spun profesiunea, dar este în PNL de... În varianta nouă a PNL-ului l-am întâlnit, nu rețin dacă a fost și în varianta veche a PNL-ului până în 2014. Acum aș vrea să... De doamna Emilia Enătescu, o știm și noi, doamna Feher Doina este consilier local și consiliu, acum, da. Filip Nadia Ana Maria. E o doamnă, este economistă, lucrează la... la o bancă, la Intesa San Paolo. Haiduc Gheorghe Sorin. Da, nu știu să vă spun, îl cunosc, nu știu să vă spun cu ce se ocupă, dar este tot un băiat relativ tânăr, în jur de 30 de ani, adică 30 și ceva. Eu de la Huzău Mihai. Mihai este un băiat tot așa, 20 și nu știu să vă spun vârsta, sub 30 ca atare. Este cel cu ciocolata din campanie electorală. Da, cunosc, dar acum am spus într-o dilemă mare, da. Dar faptul că știu că părinții au o situație Augustin familiară bună, nu știu să vă spun exact în sucul ce se ocupă. Eu. Iștoc? Domnul Iștoc, da, domnul Iștoc este un foarte vechi membru de-al nostru. Iștoc, Ivan Simion. Domnul Ivan Simion este de profesie inginer, este... a fost o bucată de vreme director la Transurban. Costin Mihaela face parte din aripa PDL. Dacă ne spune dumneavoastră, este tot economistă de profesiune, lucrează într-o firmă privată. Leahu Adrian. Leahu Adrian este la fel, lucrează într-o firmă privată. Este avocat, da? Micleuș avocat? Mircea. Da. În fine. De la bancă. Cine? Micleuș Mircea. Asta nu cunosc. E la bancă. Da? E greu să-i cunoști pe toată lumea. Mihali Teodor este doctorul. Mihali, bănuiesc, Pintea Ofelia Ana Maria. Nu știu să vă spun acum exact. Am o problemă. Nu pot să vă spun la toată lumea. Este Pop Adrian Emil, este avocatul. Este avocat. Nu pot să știu la toată lumea Pop cu ce se ocupă. Pop Romeo, în sfârșit, președintele... Deci, doamna Cădar, nu pot să le spun la toată lumea să-mi cunosc toți colegii de partid. Și să știu și cu ce se ocupă fiecare în parte. Mă bucur că îi cunosc, dacă nu vreau să ne spuneți pentru Consiliul Județean, vă mai rămas? Câteva nume, câteva lucruri despre aceste persoane. Da, domnule Ciocan, cum stați dumneavoastră cu... Atât aș vrea să vă spun că eu cu mai multă experiență în ce privește activitatea asta de consilier, am încercat să le explic colegilor mei cam de ce ar avea nevoie partidul ca să fie cât de cât bine reprezentat. Și eu o spun cu toată responsabilitatea, sigur va fi bine reprezentat și partidul nostru și poate și PSD-ul din punct de vedere juridic, este o parte importantă a activității unui consilier. Mă îndoiesc cel puțin în ce ne privește pe noi, nu cred că vom avea o persoană care să... Deci, din păcate, din Consiliul Local pleacă în momentul de față un domn, domnul Nici, din cauza vârstei. Domnule Albu, era să uit un lucru foarte important și cred că telespectatorii noștri sunt foarte curioși să știe de ce pe această listă nu se regăsește domnul avocat Valeriu Bancea și domnul doctor Cosmin Rațiu. Amândoi sunt consilieri locali la ora actuală. Domnul avocat Valeriu Bancea, care este prietenul meu, nu mai dorește să activeze în viața politică. Nu este foarte bătrân, are 60 și câțiva de ani, dar dorește să se retragă din prim planul activității politice, atâta cât este. Motivele aparțin, sunt familiare. Iar domnul Rațiu, pe care îl cunosc foarte bine, avem și o legătură de familie,
Nu știu de ce nu se găsește pe lista aceea, o să investighez acest aspect, pentru că inițial am înțeles că este pe lista. Da, ar fi trebuit să fie. Domnule Albu, la stânga, la dreapta, în sus, în jos, încercați dumneavoastră să ne păcăliți pe noi acum aici în platou. Cert este că sunt probleme în PNL. Nu. Deci degeaba doriți să acreditați această chestiune, ele nu există ca atare. Este probabil o ușoară schimbare de generație. Să știți că și eu personal m-am gândit foarte bine de ce m-aș mai duce eu consilier local, că am mai obosit așa ca atare și doar că probabil că și, în fine, mai vedem noi și când votăm lista aia, dar și unii consideră că e bine să mai fie și o persoană care îi cunoaște pe oamenii din primărie, care îi cunoaște și colegii se vor schimba destul de mult, am văzut și pe cei de la UDMR, se vor schimba. Atât aș vrea să spun și să notez, pentru că mie mi se pare o doză de respect, un punct de respect din partea mea la adresa domnului Nici. Domnul Nici se va retrage, acum are 74 de ani, dânsul se va retrage și cu certitudine va lăsa un gol mare la nivelul municipiului Satu Mare, pentru că era singurul care... L-ați retras și pe domnul Bancea, că nu ați rezolvat problema Consiliului Local. Domnul Nici nu este de la noi, este de la UDMR. Domnul Bancea s-a exprimat însă supărat într-o emisiune la care a fost exact, la care a fost că împreună, nu a fost invitat la lansarea candidatului la primărie. Da, domnul Ciocan, nu vă bucurați foarte mult și dumneavoastră aveți problemele dumneavoastră acolo în PSD. Așteptăm lista consilierilor. Aveți lista Consiliului Județean, dumneavoastră acolo la PSD? Avem lista Consiliului Vă Județean. Vă regăsiți pe acea listă? Da, mă regăsesc. Noi am mers pe colegii. Fiecare colegiu a propus 5-6, a făcut 5-6 propuneri pentru fostele colegii, pentru că nu mai discutăm acum despre colegii. Cetățenii se întreabă dacă domnul Mircea Govor se află nu și dânsul pe această listă. Nu se găsește pe listă, vă pot confirma lucrul ăsta. Eu, de exemplu, sunt reprezentant al colegiului 2 pe listă, colegiul 2. Deci urmează ca această listă care este... Adică dumneavoastră sunteți pe ce poziție? Nu, n-am stabilit poziția. Suntem și noi în ordine alfabetică, fiind Și dumneavoastră aveți acolo iluștri necunoscuți, domnule Ciocan, chiar în Consiliul Județean, care activează acum, sunt câteva persoane despre care, sincer vă spun, nu știm nimic. Noi, jurnaliștii, atunci populația cu atât mai puțin. Doamna Biriș, domnilor, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV.